Declarația politică se intitulează Minciunile și manipulările încă premierului Victor Ponta împotriva românilor. Domnule președinte, estimați colegi, doresc să mă adresez astăzi românilor pentru a le explica minciunile la care au fost supuși în ultima săptămână de către prim-ministrul țării, iar premierul și deputatul Victor Ponta mă adresez pentru a explica de ce face rău țării și instituțiilor pe care le reprezintă. Domnule Ponta, în noiembrie susțineați că sunteți mândru că sunteți român. Acum ați demonstrat clar că sunteți de fapt un român laș și România nu poate fi mândră cu un asemenea prim-ministru. Să le luăm pe rând. În urma acțiunii unui procuror care respectă procedurile și legile țării, Victor Ponta a declarat că nu e normal ca un guvern să fie dărâmat de un procuror. Este o falsă problemă, pentru că acțiunea procurorului nu implică în mod procedural înlăturarea premierului. Ați invocat că numai Parlamentul vă poate schimba. Greșit! Demisia de onoare nu ține de legile țării, ci de legea bunului simț și de respectul pentru țară și instituțiile țării. Ați spus apoi că nu e normal ca procurorii să schimbe prim-ministrii când vor ei, dar nu sunteți decât singurul prim-ministru din istoria României care este cercetat în timpul mandatului. Dacă ați fi fost al patrulea sau al cincilea prim-ministru cercetat, atunci am fi putut zice că justiția are ceva cu prim-ministrii. Dar sunteți singurul care a spus țara în această situație rușinoasă și sper ca să fiți și ultimul. A spus că justiția organizează o lovitură de stat, o gravă și total și nefondată acuzație. Până mai ieri vă lăudați la Bruxelles cu rezultatele obținute de justiție în domeniul anticorupției. De când a ajuns la ușa guvernului, justiția nu mai este bună. Domnule Victor Ponta, prin refuzul de a vă da demisia, a spus Parlamentul din nou într-o postură ingrată. Parlamentul avea deja o încredere scăzută în rândul populației. Prin ceea ce ați făcut marți, prin faptul că ați pus parlamentarii PSD să facă zid împotriva justiției, ați dat o nouă lovitură acestei instituții a Parlamentului din care faceți parte și dumneavoastră. Ce se putea întâmpla rău dacă ați fi avut onoarea și vă dădeați demisia? Personal, ați fi avut ocazia să demonstrați că sunteți un politician onorabil, un om nevinovat așa cum sunteți. Justiția își vedea de treabă, iar țara ar fi dus-o mai bine cu un alt premier. Pentru toate acestea, domnule coleg deputat Victor Ponta, nu mai merit să vă vorbesc cu dumneavoastră. Pot să-ți mai zic doar atât. Victore, demisia. Deputat Anton Doboșan. Mulțumesc.